Bună seara, dragilor! Sunt aici în seara asta cu prietena mea, Camelia Tița. Cred că ne-am cunoscut în urmă cu un an jumate, 2 ani, aproximativ, o să ne zică ea mai multe. Am adus-o în seara asta pe Camelia în fața voastră pentru că ea e un exemplu. Pentru că face ceea ce zice și vreau să aflăm mai multe în seara asta despre, de la ea, de ce face, cum a ajutat-o, cum era și cum e acum. Camelia, bine ai venit, draga mea! O, sunt onorată, bine te-am regăsit, că mi-era dor de tine și de colegii noștri pe care îi iubesc maxim pentru ce fac. Îmi dau forță, îmi dau putere. Pentru că avem nevoie să ne inspirăm unii pe ceilalți. Da. Spune-ne puțin povestea ta și cum ne-am întâlnit noi două. Deci, eu am un psoriazis din copilărie și cred că știu cei mai mulți ce înseamnă psoriazisul. Este o boală autoimună de piele care se manifestă prin niște squame, niște răni care te mănâncă, creează mult disconfort. În funcție de gravitatea bolii, leziunile sunt mai mult sau mai puțin extinse pe corp și în cap, și deci așa aveam eu. La 21 de ani după nașterea primului copil, boala mea s-a complicat, n-am putut să o mai țin sub nicio formă sub control și mi-a atacat articulațiile. Și în urma unor pusee foarte violente care m-au pus la orizontală, la propriu, am rămas anchilozată mult timp. Am ajuns la București, la Centrul Metodologic de Reumatologie, pentru că bâșbâiau cu diagnosticul aici, la Slatina, și am devenit corticodependentă. Făceam pe vremea aceea săruri de aur, tauredon, luam prednison cu pumnul ca să totuși să mă pot mișca. Dacă nu luam prednison, înțepeneam așa ca un robot, da? Am încercat să mă pensionez pe caz de boală și nu am putut, că n-aveam vechime, și atunci soțul meu și un vecin mă urcau scările la bloc, așa făceau scăunel pe brațe, așa, n-aveam mașină atunci, n-aveam, eram la începutul vieții noastre, cu un copil mic, a mai venit un alt copil, n-aveam voie să nasc, să nici n-am știut asta, în fine, m-am destabilizat foarte tare. Am dus această boală cu tratamente, cu toate cele, cu controle și cu din ce în ce mai agresive tratamentele, până în 89, când a fost Revoluția. Pe mine m-a prins Revoluția în Centrul Metodologic de Reumatologie. A fost un coșmar acolo, și emoțional, și așa, care m-a dat mai rău peste cap. Am ieșit din spital mai bolnavă decât intrase. Am ajuns cu chiu cu vai, cu trenul, era să cad din tren, că n-aveam stabilitate, n-aveam echilibru, nu puteam să merg, eram singură, soțul nu putuse să vină să mă ia, era cu copiii, în fine, așa. Vreau, ca să nu pierd prea mult timp așa, să mă întind prea mult cu povestea mea, asta de început. Da, ani de zile m-am chinuit să stabilizez această boală. Acum au mai ieșit niște programe din astea, da, biologice, prin casa de sănătate, dar atunci nu erau chestiile astea și efectiv îți dădeai cu niște alifii, era tot ce puteai să faci. Nenorocirea era faptul că intern m-a atacat și mi-a distrus articulațiile. În felul ăsta, picioarele s-au modificat foarte tare, tălpile, degetele, la un picior au fugit încolo, așa spre dreapta, sunt foarte, foarte urâte degetele mele. La piciorul celălalt s-au anchilozat, se numesc fracturi, la radiologie așa se văd și doctorul radiolog așa scrie acolo, arată groaznic picioarele mele, fapt pentru care la un moment dat am devenit nefuncțional. Adică puteam merge, nu mă mai țineam pe picioare, da? Echilibru și așa. Modificându-se așa de rău tălpile picioarelor, degetele, nu mai aveam punct de sprijin, călcam așa ca pe niște pernuțe, dar nu pufoase și confortabile, niște pernuțe care deveniseră ca acele, pentru că au ieșit articulațiile în tălpi. Practic, eu așa le am. Articulațiile sudate au ieșit în tălpi și au format niște, ca niște cuie, ca niște bătături pe care calc eu.
Asta e conformația tălpii mele. Că cine mă vede că eu fac două cure pe an de tratament balneologic la stațiune, așa cu nămol, cu astea naturale, se minunează așa cum mai pot să mai merg. Cu tine m-am întâlnit în 2020 în America. Eram noi la un eveniment, o conferință internațională de leadership acolo. A fost un eveniment care mie mi-a schimbat viața, transformațional, un moment cuantic, cum zice Doar undeva, un moment cuantic. Nu l-am perceput așa atunci, pentru că nu mi-a plăcut deloc de tine. Unii dintre colegii noștri de sunt pe mentorare știu povestea asta, că s-au amuzat, pentru că tu erai foarte reținută în tot ceea ce privea mâncarea, băutura pe acolo, în fine, tot ce aveam noi la dispoziție. Ori eu încercam și eu să mă bucur cât puteam și eu eram pentru prima dată și eu în America, așa, încercam să intru în atmosfera grupului, în fine, da, și eram cu colegii la terasă și atunci s-a iscat acolo eu, eram pe un tratament, da, tot cortizon, ca să pot să fac față provocării respective, mersul, dezburatul cu avionul foarte multe ore și tot ce presupunea efortul de a fi acolo pe picioarele mele și chiar și drumurile până la sala aia unde era certificarea, că tu știi, colegii nu știu, dar erau așa niște săli imense pentru mine, era o mare provocare să merg pe culoarele alea și să ajung acolo. Și trebuia să facem asta de 2-3 ori pe zi, cu pauze, cu tot. Și ca să pot să fac față tuturor acestor provocări, eu mă drogam, sau cum să zic, da? Luam pilule din astea ca să mă ajute să nu mai simt așa durerea. Deci aveam niște dureri atroce. Așa te-am cunoscut pe tine, în conjunctura asta. Boala era cum era, nu știam altceva ce să fac, luam medicamente, luam cortizon, luam antiinflamatorii, mă injectam, ăsta era nivelul meu, da, era tot ce știam să fac. Alimentația era normală, da, mâncam de toate, cu posturile țineam, cred că asta m-a salvat totuși, că eu mi-am ținut toate posturile, m-a salvat în sensul că m-a mai ținut cât de cât pe linia de plutire, așa. Dar nu vedeam eu lucrurile așa atunci. Deci țineam posturile din punct de vedere religios al credinței. Așa? Și când te auzeam pe tine de buruieni și de sucurile tale verzi și de... Doamne, deci... Zic, femeia asta nu e normală, așa? Zic, doamne... Deci era incredibil ce auzeam. Deci... Nu mi-am arătat eu așa stupoarea și aversiunea, că nu se cădea așa și... Dar te-am ignorat cât am putut, dar uite așa îmi făceai, mă călcai așa pe niște... Mi-atingeai niște puncte dureroase acolo și la propriu și la figurat, știi? Simțeam așa că ceva se răscolește în mine și știi că pe urmă eu tot am reflectat și... Eu ți-am dat dreptate, dar încă nu eram pregătită să accept, să știu. Eram în etapa de negar și mi se părea prea mult, exagerat. Aia a fost etapa, momentul, după aceea am ajuns acasă din America, tu te-ai dus la institut, te-am văzut pe Facebook cu borcanul de suc, oh, mi-am pus mâinile în cap. Uite, pasta, nu pot să cred ce face pe acolo. Așa. În fine, am fost în stare de șoc până când a trebuit să accept cum probabil că mulți dintre colegi au trecut și ei prin etapa asta. Mie mi-a fost greu să, de la o carnivoră, cum să zic, așa, o alimentație din asta obișnuită, da, cu de toate, pentru mine era de neconceput. Și... asta a fost, deci, în 2020. În 2021 au început niște simptome, pe lângă boala mea, pe lângă toate cele pe care deja le aveam. Am început să am niște palpitații, niște... eu muncesc foarte mult, e adevărat, puneam pe seama stresului, pe seama... nu știu, mă tot gândeam eu în toate felurile. În general, pe stres, pe oboseală, aruncam, mi-am făcut câteva... controle la inimă, nu părea să fie ceva serios, dar mi-a dat niște medicamente pe care nu le-am luat. Nu mi-a plăcut să iau medicamente niciodată. Nu mi-a plăcut.
Deci am luat strictul ca să pot să merg atât, dar alte chestii nu puteam să le iau. Ce luam? Luam niște suplimente. Spirulină, deja luam, învățasem pe spirulină, cătină, ginkgo biloba, niște chestii de-astea naturiste mai luam. Da. Ei, și atunci, făcându-mi eu niște investigații din astea și totuși organic, alte chestii n-au ieșit la iveală, Doamne, nu reușeam să mă stabilizez și începusem deja cu niște amețeli, cu niște stări nasoale, nasoale rău de tot. Și asta se întâmpla noiembrie, decembrie, la sfârșitul lui 2021. Apare anunțul, apar tu că în 2022 ianuarie, pac, detox, 10 zile, nu știu ce. Deci vreau să spun, Atena, cât te-am respins eu pe tine în America, așa am venit către tine ca Giuleaua atunci. Înțelegi? Nu știu dacă a fost din disperare, din frică, din ce a fost, că a fost bine. Dar atât de hotărât am fost. Nu știam cum să-i comunic soțului meu, care, ce să spun, era frică de reacția lui. Și totuși am avut curajul și i-a spus, uite, dragule, m-am hotărât, dar, nu știu, trebuie să încerc și varianta asta. Deci, nu știu ce să fac, da? Trebuie să avem grijă de noi, suntem la o vârstă, uite așa, vrem să ne bucurăm de viață, vrem să avem copii mari, deci acum trebuie să trăim pentru noi, da? Și așa, și nu se poate, am început, mi se pare totuși, nu sunt pregătită să zap la pat, să fiu nefuncțională, să nu pot să am grijă de mine, nu pot să fac asta, da? Eu vreau să încerc asta și am încredere în Atena. Deci în tine am avut încredere de atunci din America, da? Adică de ce? Ce mi-a câștigat încrederea? Pentru că am văzut că făceai ce spuneai. Da? Și asta ne câștigă încrederea. Dacă noi vedem la mentorii noștri sau cine sunt, da? Oameni care ne inspiră, vedem că ei fac ce spun, atunci sigur că îl urmezi și tu și vezi că e bine și omul ăla te convinge. Sigur că cât de sceptic ai fi, capeți încredere. Așa a fost cu mine. Am intrat hotărâtă, mi-am făcut cumpărăturile, lista. Deci era hotărâtă, l-am ținut, știi cum? Am ținut 3 detoxuri, dar ca ăla, ca primul, nu le-am mai ținut pe alelalte. La alelalte am joglat, le-am înlocuit, știi? Adică nu mai țineam cu orele, cu știi tu, așa, riguros, cum ne puneai tu. La ăla, frate, nu ți-am ieșit din așa. Închiorăiau mațele, că este și știm că la început și așa este și faza asta, dar te-am ascultat cu sfințenie. Și am reușit să duc, deci am fost tare mândră de mine și satisfăcută că am reușit. Mi s-a părut o realizare extraordinară, pentru că crede-mă că am mai avut momente în care parcă îmi zărea așa, știi, ideea că să renunț, că e prea mult și că nu pot să o duc, știi? Ei, când am reușit să o duc, a fost minunat și m-am bucurat de mine. După ce am ieșit din detox, ne dusărăm noi pe la Olănești, eu și soțul meu, trebuie să le povestesc colegilor faza cu puiul, știi? Așa, și am stat 2 nopți acolo, am mâncat la restaurantul hotelului și am mâncat a la carte. Eu mi-am luat o salată, o salată, nu mai știu totul ce și-a luat. Chestia este că în timp ce mâncam eu salata, un domn, pentru că era o masă organizată acolo, dar noi n-am știut că este și o masă organizată, da, în sala și nu erau separate, adică ne vedeam, așa. Un domn dolofan așa trângea de un ciotoi, de un copac din ăla așa, trângea de el și ăla era însângerat așa, copanul ăla. Deci mi s-a părut ceva incredibil de barbar și de silos și de... Că mi s-a întors stomacul pe dos, n-am mai mâncat nici salată, nici nimic. M-am dus în cameră și ți-am scris ție, aoleo, Ateno, ce-am făcut și nu mai pot, nu mă reveneam din greață. Deci vreau să spun că din momentul de când am ieșit din detox, eu n-am mai pus gura pe carne. Am mai rămas o perioadă pe ouă, pe brânză, lapte nu, că nu eram, pe brânză din când în când, așa, soțul meu e mare consumator, acum nu mai e nici el de lactate, și pe ouă, da, mai rămăsesem așa. Ce să spun, a fost un proces.
Și mi-am dat voie și eu am mai spus chestia asta, cumva mi-am ascultat corpul. Poate că sunt norocoasă, că pur și simplu corpul meu n-a mai vrut. Și că acea stare de silă care a venit din interiorul meu m-a ajutat. Că poate dacă aș fi salivat în continuare, aș fi avut pofte sau așa, poate nu mi-ar fi fost atât de ușor să renunț la carne și la ce a urmat după aceea. În schimb, mi-am ascultat corpul și am simțit voința lui că mă susține să fac această modificare și efectiv l-am urmat, ca să zic așa, pe tine și mi-am ascultat corpul. L-am observat, îl observam. Observam și atunci când derapam. Da? Erau momente când eram plecați, eu călătoresc foarte mult de la o vreme, și fiind plecați, nu știu, îi pofteam la o, mi-aduc aminte la București, la o plăcintă, un armean, nu știu, era, îl lăuda cineva, avea de-asta cu foietaje și cu așa. Și zic, hai să văd și eu, mi-aduc aminte, da, că am luat o plăcintă, dar n-am terminat-o, am mâncat jumătate, că am fost mai mult curioasă, o bucățică așa. Și mi-aduc aminte că am simțit, era făinos și cu dulce, evident, da? Am simțit chestia aia la nivelul articulațiilor din picioare. Deci am ajuns, mi s-au rafinat atât de mult simțurile, încât simt tot ce se întâmplă în corp și când derapez, simt la nivelul stomacului, la nivelul articulațiilor. Am simțit ușor, ușor a trebuit să renunț la cosmetice, la gel, da, uite, nici acum n-am unghii făcute, numai am gel, eu am avut gel, mă vopseam cu o vopsea profesională în salon, nu mai fac, am descoperit o vopsea de păr vegană, italiană, firma, dacă e cineva interesat să-mi scrie și vă pun poză. Cosmeticele, mi-am aruncat toate cosmeticele, am înlocuit detergenții, am înlocuit nu mai știu, deci mi-am schimbat toată gama de în casă, pentru că, ce să zic, așa am simțit, da? Pur și simplu, și mi-aduceam aminte mereu chestia asta pe care o spuneai și tu și chiar și la grădina cu dragoste o spune doamna ca și mesaj, să nu pui pe corpul tău ce n-ai băga în gură să mănânci, da? Și chestia asta pentru mine a avut un puternic impact și cumva cred că m-a și autosugestionat pentru că simțeam chimicalele, mirosul. Acum sunt la nivelul la care nu mai suport, deși m-am dus cu soțul meu, da, să-i cumpăr lui, că el folosește aftershave și așa, ceva să pot să agrei și eu. Am stat 2 ore acolo la standul ăla pentru bărbați și n-am găsit nimic care să pot să agrez. Am plecat de acolo cu dureri de cap de la mirosurile alea și a luat el ceva până la urmă, că oricum nu mai simțeam, mă anesteziasem, ca să zic așa, și efectiv nu suport nici la ceilalți, nici la el și nici la ceilalți. Dacă mă apropii de oameni și miros a parfuma, mă refer la mirosuri frumoase, nu vorbim de alea urâte, de transpirație și de alte alea, că acolo e jale, vine să vă tăvălesc pe jos. Mi s-a întâmplat și asta, să urc în lift cu cineva, da, care mirosea transpirație. E rău de tot, ce să zic. Procesul a fost așa. Deci, mi-am dat voie să-mi ascult corpul. S-au întâmplat schimbări în timp. Și eu am făcut niște observații. Pe măsură ce te înveți cu niște lucruri, treci pe partea asta vegană, cu germeni, cu vlăstari, cu crud, da? Cu crud. Automat corpul tău se adaptează și începe să respingă. Începe să respingă el singur, da? Și cum simți asta? Nu mai ți-e poftă, în primul rând. Sau dacă totuși te provoci tu și îl provoci, nu-ți mai place. Și data trecută la celălalt interviu din grupul celălalt, am zis eu că nu îmi plac germenii. Nu pot să spun că sunt o fană a germenilor. În schimb, am tot căutat soluții cu ce să-i amestec și ce să le fac ca să pot să îi integrez într-un mod mai relaxat în alimentația mea.
și îi bag prin salate, îi fac pateuri, da? Și în general, la tot ce mănânc, pun germeni așa și le amestec. Și le amestec. Mi-am luat deshidrator să îmi fac crackers. Sunt în etapa în care explorez rețete noi. Ai văzut, am făcut niște fursecuri. Încerc, deci de la etapa am nevoie Atena, ți-aduce aminte că ziceam, am nevoie Atena, vreau rețetă de cracker și eram înnebunită. Am făcut după rețeta ta, după aceea mi-am dat voie. Hai să scot asta, hai să pun aia altă, hai să fac numai de semințe, să vedem cum e și cu fibra de migdale și de la nuci, de la laptele pe care îl facem așa. Am făcut așa diverse, să vedem cum îmi e. Și cu pateurile m-am jucat, și cu laptele m-am jucat, că v-am pus acolo. Am făcut lapte din diversi și germeni, da? Din diverse, așa. Acum îmi dau voie cumva mai câștiga curaj, să zic. Sunt într-o explorare continuă. Ce s-a mai schimbat? Deci, dacă eu înainte intram în supermarket, da, și mă duceam, treceam, le cam luam la rând, sinceră să fiu. E, acum eu mă duc glonț, ca să zic așa, mă duc glonț, acolo unde este raionul, da, compartimentul ăla cu verzituri, cu verdețuri și legume. Deci îmi iau pac, 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 bio, deci tot ce găsesc bio le pun în așa. Dacă am nevoie totuși, ca să zic așa, în mod expres de ceva, mai rar iau să nu fie bio, dar în general iau bio și am descoperit multe gusturi, multe. Eu nu mâncam sparanghel, mănânc sparanghel gol, îl pun alături de crud, Crud. sucul pateu, așa. Crud. Da, am zis gol. Deci sparanghel crud, dovlecel crud, cartof n-am mâncat crud, n-am mâncat crud, dar legumele astea pe toate le-am încercat. Deci le-am încercat și am mâncat. Și cel mai mult îmi plac mie în salate, toate salatele. Și nu eram o fană a salatelor, chiar nu eram. Acum, dacă tu vrei să mă întrebi ceva în mod expres. Ce s-a schimbat în corpul tău? Cum erai înainte Bun. și cum ești Așa. acum? Foarte important să vă spun cum a evoluat. Deci, la un moment dat, ducându-mă eu, deci având deformările astea la picioare, eu cam la 3 săptămâni trebuie să merg la pedicură. N-am probleme cu unghiile. Nu, deci, nu folosesc cojonici la picioare. Da? Dar din perioada asta, deci n-am mai folosit ojă. Eu înainte mă făceam la picioare, da? Cu ojă, ca și la mâini, cu gel, deci așa. Ei, și ducându-mă eu la Loredana, care, mă rog, este specializată și pe partea asta de pedicură chirurgicală și așa, și ea mi-observă deformările la picioare și are și simțul ăsta tactil foarte dezvoltat și prin prisma meseriei, așa, a început să-mi zică, doamnă Camelia, observ niște modificări la tălpile dumneavoastră. Și eu nu văd tălpile. Zic, Loredana, ea pozează-mă în tălpi. Și da, păi da, nu știam cum să mă uit eu în tălpile mele, da? Să văd ce vede ea diferit. Și zic, și mie mai bine. Ea știa că eu am trecut, păi, și se minunează mereu. E și ea, se minunează de mine cum mă minunam eu de tine, știi? Așa. Și a început să-mi spună, ia uite, zice, ia mișcați bine, să vedem, zic, dar eu nu pot să mișc din degete, pentru că eu le am anchilozate, degetele, deci de pe la 30 de ani, 30 ceva, eu n-am mai putut să mai mișc degetele de la picioare, da? Deci s-au osificat, articulațiile s-a depus ceva pe ele și s-au calcifiat acolo, da? Și au ieșit în tăi și s-au făcut așa, s-au, ca statuia, cum să, s-au pietrificat, înțelegeți? Așa. Și zice, ia mișcați din degete. Deci eu în mintea mea, cum să spun, dacă închid ochii, am senzația și o aveam și atunci, că se mișcă degetele. Da? Știți, și un braț dacă ne lipsește, da? La nivel energetic suntem compleți, și putem să simțim că ne furnică în brațul pe care nu-l mai avem. Da? Adică asta este explicația.
creierul are, ca să zicem așa, tot corpul întreg. Ei, și eu în mintea mea, da, când făceam așa, simțeam că se mișcă degetele, dar ele erau imobile și nu se mișcă. Și atunci, deci pentru că Loredana a insistat, am făcut chestia asta, să constat, deci am sărit pe ea la propriu, da? Am constatat, am și plâns că mi se mișcau degetele. Deci după 20 de ani și v-am spus și vouă pe grup, mie mi se mișcă degetele. Deci articulațiile mele au devenit un pic adevărat, da? La piciorul drept nici acum nu se mișcă toate, da? Dar faptul că la stângul, că soțul mereu mă încurajase și o să vezi că o să fie și cu dreptul. Ei, ca să înțeleagă de ce spun asta, ca să înțeleagă colegii, pentru că ne trebuie o motivație. Deci eu sunt psiholog, lucrez cu oameni și știu cât de importantă este motivația. Puterea aceea interioară care te face să faci lucruri împotriva voinței tale, uneori a plăcerilor, da? Pentru că trebuie, dar trebuie să ai o motivație foarte puternică. Și atunci eu am zis așa, am zis o să fac tot ce este necesar ca să devin liberă. Luam leflunomidă, îmi cădea părul, uite așa când mă duceam la salon și îmi dădea cu fionul așa, zburam toate părțile părul meu. De la leflunomida aia este foarte toxică, foarte toxică. Am zis stop. Am scos leflunomida, m-am observat, așa, dă înainte. A fost cumva o perioadă, dar zic, trebuie să reușesc. Și grupul, vreau să spun, că m-a ajutat enorm. Da, când, pe Costel, când îl auzeam și pe el, cum a renunțat la medicamente, cum câte lua și așa, și zic, Doamne, dacă ăla poate, trebuie să reușesc și eu. Și ți-am spus și atunci că sunt pe talți, pe acea injecție, da, tratament biologic și așa. Și ți-am spus că scopul meu este ca să mă eliberez și să nu mai fac deloc. Și am luat-o, am lăsat diferența, făceam lunar, da? Am făcut la o lună și o săptămână, apoi la o lună și două săptămâni, la o lună și... Deci așa, am lungit tragerea, ca să zic așa, să văd ce se întâmplă în corpul meu. La un moment dat am lungit-o așa de tare că începuseră să-mi iasă scoamele pe picioare. Și în momentul ăla mărturisesc că n-am fost pregătită să mă văd iar scoarță de copac și m-am injectat. Deci nu mai nimeream injecția, vreau să spun, da? Atât de tare m-am speriat. S-a uscat, a căzut, în fine. Acum sunt, din nou, am aproape 2 luni de când nu am făcut. Văd că mi-e bine, da? Și am zis să o țin așa până când iarăși, poate nu s-o mai întâmpla. Ce să zic, până când nu mă provoc așa, eu cred că voi reuși, că sunt foarte determinată și e adevărat, mai cap, să știi, nu sunt, da? Deci nu pot să le spun aici să mă fac pe nu știu ce. Da? Uite, de exemplu, să spun, am fost în Spania. Am, ce să zic, am vrut să încerc fructele de mare de la spanioli, da? Arătau prea bine, era, ce să zic, eram și eu în Spania, era și ziua mea, da, pe 5 mai, m-am răsfățat, da, și am mâncat o porție de fructe de mare, adică mai fac din când în când, ți-am spus eu ție, noi avem familia foarte numeroasă, avem sărbători în familie foarte multe. Nu mănânc acolo, deja copiii știu, eu mă duc cu cutiuța mea sau și la mormântare am fost cu, acolo s-a mâncat așa și eu am avut germeni, am avut crackers la mine, că fiemea a mâncat în mașină cu mine, a mâncat și ea să vadă cum sunt și i-a plăcut, mamă, să știi că nu sunt rele, dacă aș avea cine să mi le facă, aș mânca și eu, a zis ea. Așa, dar deci că spuneam despre mesele astea festive. Când a fost la tort, de exemplu, am mâncat o jumătate de feliuță de tort. Ca să înțelegeți că mai fac și eu de-astea, da? Sau dacă luăm o pâine, am descoperit, da, soțul meu, el nu mai mănâncă carne, nici soțul meu, a rărit-o și cu brânza foarte rar și cu ouăle, da, la fel, mâncăm așa, ne... numai vegetarian și vegan,
Dar el, de exemplu, pâine și ea, nu mănâncă și avem crecări și mereu, da, dar el îi mănâncă mai mult, cum să spun, ca gustare, așa, se delectează cu ei, îi plac, da, dar cred că nu-l satură, nu știu, simte nevoia să mănânce pâine și atunci cumpărăm, când mergem noi și cumpărăm astea, o pâine multicereale, da, așa. Și când e cald atunci, dacă o luăm, rup și eu un colțișor, să știi. Așa. Deci, în corpul meu s-au schimbat așa. Deci am început să mișc degetele și v-am dat amănunte. Am dat jos 20 de kilograme. Părul s-a regenerat, că îmi spuneau fetele că am puf de ăsta, da? Deci după ce am pierdut masiv părul, s-a regenerat părul. Unghiile mele după 15 ani de gel, și mă făceam cu gel, nu moft, pentru că unghiile mele, din cauza psoriazisului, cine suferă și știe, cunoaște, atacă și unghiile și erau pline de gropi. Deci, da. Deci unghia este afectată, da? Și este ca și cum ai înțepa-o cu acu, așa. Așa arată o unghie psoriazică. Și, cum să vă spun, e ca o foiță de ceapă. Nu e unghie. E o foiță de ceapă înțepată cu un bold. Cam așa arăta unghiile mele. Și atunci, pentru mine, așa am considerat-o eu atunci, o binecuvântare, această metodă cu gelul, de a acoperi și a întări și a avea și eu o manicură pe care mi-o doream foarte mult, ca o doamnă să arăt și eu așa, că unghiile mele arătau într-un mod jalnic, disgrațios. Acum, am fost atât de curioasă, dându-mi jos gelul, să văd ce s-a întâmplat cu unghiile mele. Unghiile mele, deci, sunt sănătoase. Sănătoase. Da, s-au întărit, sunt curate, nu mai au acele gropițe și așa. Deci am niște unghii sănătoase și văd că încep să crească fără să se rupă, pentru că se rupeau foarte ușor așa. Deci le simt din ce în ce mai puternice. Mi-am făcut acel test de osteoporoză în februarie, când am fost la Techirdol, la tratamentul balnear. Și eram foarte curioasă să vedem, da, cum stau, pentru că boala asta, știți, mănâncă calciu cu asemenea modificări și așa, mă așteptam să fie osteoporoză, să nu știu ce. Deci, când mi-a spus doamna aia că sunt la limită la osteopenie, nu osteoporoză, adică este foarte bine, da? Foarte bine, da? Deci, am rămas uimită. Și doamna care mi-a făcut testul, mi-l mai făcuse acum 3 ani înainte de pandemie. Eu fusesem acolo și eram în baza de date a lor, a cabinetului. Și ce da, dumneavoastră, după nume, m-a găsit acolo. Ați fost așa, așa și s-a uitat cumva și a comparat. Și a zis, doamnă, dar dumneavoastră, ce ați făcut? Că arătați și diferit. Și mi-aduc eu aminte și aveam acolo, da, și înălțimea și greutatea. Și doamna își aducea aminte de mine. Și știu, văd și greutatea, deci aveam 85 de kilograme atunci, cred că aveam. Și acum, na, eram la 60. Și ce ați făcut? Că oricum sunteți foarte schimbată. Și i-am spus. Și, cum să zic, mi s-a părut o persoană foarte deschisă la lucrurile astea. Adică n-a avut o reacție, dacă alți oameni au niște reacții, de exemplu, doctorița mea, doamna doctor care mă tratează, da, de, pe partea dermatologică, nu acceptă chestiile astea. A zis că în medicină nu există conceptul de detox. Și chestiile astea și așa. Până la urmă s-au obișnuit cu ele, nici nu mă repede să mă, că e rușine de mine, așa și asta simt eu. Și nu crede în ele, nici nu crede în ele. În schimb, când mi-am făcut analizele, m-am dus cu rezultatele, a zis, aveți, se numesc cumva celulele astea care oxigenate foarte tare. Uite că nu-mi vine termenul acum, ți-am zis eu atunci. Nu eozinofile, altcumva le-a zis. Foarte crescute, a zis. Și eu am zis, e de bine sau e de rău? Ai, de foarte bine.
Adică ce înseamnă? Zice, adică asta înseamnă ca și cum a trăi la munte, așa, într-un mediu foarte ozonat și foarte sănătos și natural. Așa mi-a explicat. Și atunci am făcut asocierea, da, cu oxigenul din plante, din crud, din sucuri, din, da, că de acolo mi se trăgea, da, oxigenarea asta puternică. Asta, apoi colesterolul, apoi, deci toate analizele foarte bune, foarte bune. Soțul meu cu diabet, cu hipertensiune, cu de-astea, complicații de-astea, ținând cu mine, așa cum a ținut el, da? Mai mânca și câte o brânzică și câte un ou din când în când, nu cu mine, da? Se duce și mănâncă separat, așa. Când și-a făcut analizele, doamna doctor de la cardiologie, știindu-i valorile de la colesterol și valorile anterioare, zice, domnul Tița, ce ați făcut dumneavoastră că aveți niște valori și niște analize? Nici eu nu le am așa. Nici eu nu le am așa. Ce ați făcut? Și, deci, analizele sunt complet schimbate. Energia. Eu, deci astăzi sunt de la nou, am avut și emisiune la o televiziune locală de azi dimineață, deci de la nou sunt în priză. Am avut emisiune, am avut programări în cabinet, am terminat la 6 și ceva și acum sunt cu tine aici. Și eu zic că nu par terminată, nu? Că nici nu mă simt terminată, da? Când cu limonada lângă mine, da, ți-am spus, este cu ghimbir, deci limonadă cu lămâie, cu ghimbir și cu acai, da, de asta este rost. Sunt cu limonada lângă mine, mă hidratez, dacă nu am limonada, am ceai, mi-am cules salcă, mi-am cules soc, le-am pus, am umplut căsuța mea de la Govora, am înșirat pe acolo și aici la Slatina, mi-am adus și am pus la uscat. Și să spun, nivelul de energie, claritatea în minte, rafinarea simțurilor, intuiția se ascute. Eu sunt o intuitivă, că am fost, ca să zic așa, am avut pe partea asta așa, dar acum este diferit, este diferit. Adică din punct de vedere spiritual, energetic, lucrurile se schimbă foarte mult și este absolut imposibil să nu se resimtă și la nivel fizic. Acum, evident că niște oase deformate de 30 de ani, ele poate că nu-și mai îndreaptă, ca să zic, un os, da, cu forma deformat și așa. Poate nu, n-are cum să-și mai reaforma, dar simt. Și chiar astăzi mă gândeam, am ieșit, apropo, da, mi-am luat și cana zero, vine mâine. Am fost la Easy Box să-mi iau, mi-am luat un kit din ăsta de măsurare a pH-ului și așa. Și chiar mă gândeam în timp ce mergeam, Doamne, nu pot să cred. Deci eu călcam ca un roboțel, ca să înțelegeți, cu picioarele alea așa cum v-am descris că le am, călcam ca un roboțel. Deci neputând, nu deloc. Toate articulațiile mele s-au rigidizat, s-au sudat și foarte, dacă încerc să merg mai repede sau mai mult, deci efortul este foarte mare și sunt niște dureri atroce, deci simți că ți se rupe, că se rup oasele, efectiv. Și astăzi constatam și tot mă bucur și constat de ceva timp, așa, cum talpa mea a devenit flexibilă, maleabilă și se pliază, da? Calc și eu, adică pot să flexez talpa. Articulațiile mele sau degetele alea care stăteau țepene așa, dacă încercai să miști de un deget, era casant. Ți-era frică, dacă insiști, că se rupe. Așa. Nu numai că se mișcă ele singure dacă vreau să le mișc și așa răspund comenzii, da? Dar pur și simplu sunt flexibile. Sunt flexibile. Îmi simt articulațiile libere. Nu mai am durerile alea așa cumplite. Și faptul că simt aceste modificări, plus că
nu știu cum să-i mulțumesc corpului meu și de câte ori îi mulțumesc corpului meu, sunt practic și recunoștința dimineața când mă trezesc și mă simt atât de bine. Mă simt aici la nivelul, nu mai am senzația de îmbâxit, de plin, de încărcat, de mă simt atât de liberă, atât de ușoară, așa de în corp mi-e atât de bine, încât, ce să zic, trebuie să fii în întuneric ca să apreciezi lumina și să te bucuri de ea la nivelul ăsta. Trebuie să fii într-o mare suferință ca să ajungi să conștientizezi schimbările astea și să te bucuri în așa măsură de ele ca un copil. Deci colegii care, mai avem acolo cazuri disperate, cu dureri cumplite, la pat și așa, colegii ăștia pot să înțeleagă, da, această diferență, trecere și acest proces, cât de minunat e și sigur că ai o motivație, pot să călătoresc, pot să muncesc, pot să fiu funcțională, pot să-mi ajut copii, am 3 copii, 4 nepoți, pot să-mi ajut, țin cursuri, programe, sunt în cabinet, sunt pe la televiziune, sunt peste tot, pe toate rețelele de socializare, sunt ca racheta. Da, am venit din Spania, plec pe 9, plec în Cușa d'Asii, este motivul pentru care nu vin la București pe 10. Am fost la conferință la tine, n-am ratat, da? Am tras de soțul meu, hai, eram, da, trebuia să ajungem la Techidol și așa. Am făcut chestia asta, mi-am dorit foarte mult să-l cunosc pe Brian, i-am luat și interviu, fac gândurile cu trec și a avut succes interviul ăla așa. Așa, deci, ce să zic, mă bucur de viață. Și Atena, cu mâna pe inimă o spun, că mă bucur acum de viață mai mult decât am făcut-o oricând. Tinerețea mea a fost un coșmar. A fost un coșmar tinerețea mea. Din cauza bolii acestei autoimune, făceam și tromboflebite, stăteam cu picioarele pe sus, cu umflate. Deci tromboflebita înseamnă ți se formează niște trombi, da? Adică sunt niște cheaguri de sânge și făceam, sunt niște injecții pe care le făceam în burtă și în venă și nu aveam venă. Și mi-aduc aminte că se lua lumina noaptea și trebuia să mi le facă din 6 în 6 ore. Și veneau cu lampa asistentele și mă chinuiau să-mi găsească vena, că nu era lumină. Deci, ultima dată când am fost internată cu tromboflebită, în 2012, mi-aduc aminte că mișunau goangele pe pereți, acolo la cardiologie, că ține bolile de vase de sânge, tot la cardiologie se tratează. Și era salonul plin de goange pe pereți și mi-era frică să adorm pentru că le simțeam, se suiau pe noi. Dar ce sunt acele goange? Niște insecte. Care se făceau din cauză că țineau în noptiere mâncare, da? Și de astea se făceau. Și insectele alea, dacă lăsam, stingeam o lumină, dacă stingeai toate luminile și apoi aprindeai, erau pereții negri de goangele. Și alea se suiau pe noi, deci eu am ieșit de acolo traumatizată. Deci cu tromboflebită, cu psoriazisul, cu articulațiile imobile, cu îți spun că nu-mi reveneam nici psihic de la goangele alea. Dacă adormeam, începeam să simt gâdilituri, da? Goangele pe piele, pe sub pijamale. Deci, ca să înțelegeți că când treci prin asemenea experiențe, și începi să vezi luminița, cam așa ar fi în situația mea, da? Și pentru mulți care sunt în durere și încep să se simtă bine, sigur că ai motivație. Nu puteam să plec nicăieri. Uite, mă drogam, m-am dus în America cu geanta. Primul lucru pe care l-am pregătit au fost medicamentele, că știam că altfel n-am șanse să ajung. Știam că mă înțepenesc pe scaun în avion, da? Nu, să stai atâtea ore. Da? De la Istanbul la Miami, 12 ore am zburat. Tu știi asta, da? Și rămâi înțepenit acolo. Eu cu boala mea, cu genunchii, cu așa, efectiv și în mașină. În mașină, dacă mergeam, da, o oră în mașină, eu nu mă mai puteam ridica din mașină de pe scaun.
rămâneam înțepenită, nu mai puteam să împing picioarele, nu mai... Deci așa se manifesta la mine și așa simțeam și așa mi era. Oboseala aia, sigur că era energia mea, se ducea în războiul ăsta cu boală. Adică energia aia pe care eu mi-o extrageam cum puteam și eu și știam, da? Din ce mâncam eu atunci, așa, că nu știam eu despre alte chestii, da? Era ce știam. Așa? Era o stare de oboseală permanentă. Permanentă. Deci, parcă mi se punea după amiază, mi-aduc aminte, parcă mi se punea vălul pe ochi, așa, nici nu mai încețoșat, așa, trăgeam de mine, erau seri când venea să mă întind pe jos, așa, o oboseală cronică și o stare de epuizare. Ei, când te lupți și cu boala, și cu oboseala, și cu tot felul de simptome, și cu tot felul de complicații, și cu... că apar probleme emoționale, apar, inevitabil, n-ai cum să fii fericit și împlinit și așa când tu suferi, da? Fizic, n-ai cum să te simți bine, da? Apar frustrările, nemulțumirile, devii răutăcios, începi să devii critic, adică apar și alte complicații, da? De aici o serie întreagă de, nu e un tablou, zic eu, prea frumos așa ce am descris. Dar este ce a fost. Este ce a fost. Acum, eu când mă uit la poze, mi-a trimis fie mea o poză cu mine, nu știu, cred că acum vreo 4 ani eram la ștrand. Deci mi-a fost rușine când m-am văzut acolo pe șezlong, așa, Dita, mai vărsată cu picioarele, atâta și cu... Și mi-aduc aminte și acum cu doamna Nina fac și masaj și reflexoterapie săptămânal de atunci. Deci de când am început detoxul cu tine, da, n-am întrerupt decât când am fost plecată. În rest săptămânal fac masaj și reflexoterapie. Și mi-aduceam aminte cu doamna Nina ce frământa la mine, că vă mai spuneam eu precum cozonaci, așa săraca, se lupta cu burta mea. Eram rotunjoară, ce să zic, și era stratul generos, așa, de o sânză. Și acum ar spune, doamna Camelia, ajunge, cât mai aveți, să nu mai slăbiți, să ajunge. Nu, cum să zic, vreau să spun că până să te descoperi pe tine, Atena, eu mă rugam la Dumnezeu, eu n-am crezut și nu cred în diete. Deci, dragilor, cea mai proastă soluție este o dietă. Nu rezolv nimic. Cu dieta bagi sub preș, este o chestie de a te cosmetiza, dar tot trebuie, da, te dai jos magul și așa, așa e și cu dieta. Ai încetat cu dieta, te verși mai rău, mai rău. Corpul, până când nu umbli aici la cutiuță, la setările mentale și să-ți găsești de ce-ul. Eu mi-am găsit de ce-ul, da? Vreau să fiu funcțională. Vreau să fiu sănătoasă cât pot să fiu. Nu pot să anulez boala, da? Nu pot. Dar pot să o controlez și să nu o las pe ea să mă controleze pe mine. Adică pot să fiu în controlul vieții. Am observat o credință aici. Nu pot să anulez boala. Asta e o credință. Da, este o credință. Păi îți dai seama că după 60 de ani de boală, ce crezi tu? Da? În schimb, da? Este o credință. Mă gândesc, se bazează, da, pe ceea ce știe mintea, da? Că psoriazisul nu se vindecă. Deci ăla este fundația acestei credințe. Dar eu nu am ascultat-o, tocmai asta încercam să spun. Chiar dacă, sau să reformulez. Nu, doar vreau să zic e, dacă vrei să treci la nivelul următor, ai nevoie să dai drumul acestei credințe. Dacă o ai. Și o ai, că tocmai ai afirmat. Da, în sensul că nu poți să anulezi acest program. Da, pentru că el e un program, ce să mai... Așa, dar faptul că eu mă străduiesc, da, mă străduiesc să anulez efectele sau simptomele sau, cum să-i zic, manifestarea ei. Da? Adică, pur și simplu, vreau să fiu liber.
Vreau să fiu în controlul vieții și să mă bucur de anii care or mai fi, da, așa, să mă bucur. Și eu am descoperit această bucurie de, așa, de asta și atâtea vacanțe și atâtea, așa, și muncesc cât 7, adică când sunt la muncă sunt, da, așa, compulsiv, ca să zic așa, când plec la fel, am o căsuță de vacanță numai din lemn, pe pământ, ies cu picioarele goale acolo pe iarbă, Doamne, ce mă bucur, ca un copil am senzația aia, avem și mușchi, că este la munte, într-o zonă subcarpatică, așa, la băile Govora și la poalele pădurii. Și este și umbra, răcoarea și aerul ăla ionizat, așa, și avem zone în curte unde avem mușchi pe jos. Da, covor de mușchi. Doamne, ce senzație să calci cu tălpile goale pe mușchi și așa, și să bei sucul verde și să culegi pătlagina ta din curte și păpădia ta și trifoiul tău și să te duci în pădure și să culegi buruienile și ștevia și tot ce găsești, că acolo sunt numai păduri și așa. Eu acolo sunt atât de fericită și atât de așa, și mirosul ăla, pentru că o casă de lemn, că te-am auzit că ți-ar plăcea. Deci căsuța noastră face 15 ani anul ăsta și sub nicio formă, la un moment dat zicea soțul să o placăm cu regiți, pe afară să o izolăm și să îi dăm cu decorativă. Nu. Nu am vrut și nu vreau. Deci pot să țin închisă, că n-am avut căldură mulți ani și iarna nu ne duceam acolo. Ei, după câteva luni cât e ea închisă, când deschis, zici că atunci, de ce mirosul de pădure? Deci miroase a pădure, a brad. Și acum găsesc pe lemnul de brad rășină. Deci lemnul lucrează, e viu. E viu. Deci e ceva incredibil și toată casa mea e naturală. Cred că am avut această aplecare și această instinctiv și intuitiv așa, în subconștient, dar eu fiind pădureancă și am crescut în pădure. Deci, de ce zic asta? Pentru că copilăria mea am petrecut-o la băile Govora. Nu am dat amănunte de ce am făcut psoriazisul. Mama mea mă bătea foarte tare, m-a urât, avea ea niște probleme psihice și am fost un copil abuzat fizic și emoțional foarte tare și aveam în memorie foarte vii momente când mă bătea cu bestialitate și mă scăpau vecinii din mâinile ei, când săream pe geam, stăteam la parter și mă refugiam în pădure. Și atunci eu, cum să spun, acolo în pădure mă simțeam în siguranță. Cred că am crescut cumva cu pădurea în mine. Îmi plăcea foarte mult în pădure, știam fiecare colțișor, fiecare așa, și acolo mă simțeam eu bine, iubită, bucuroasă, fericită, liniștită, în siguranță, în pădure. Și cred că asta m-a făcut, cumva m-a condus așa, către acest proiect să-mi fac o casă de lemn. A fost un proiect, cum să zic, am făcut multe sacrificii atunci ca să pot să fac căsuța aia de lemn, foarte mari. Dar ne bucurăm atât de mult de ea, toată familia, și acolo este împlinirea, îmi încarc eu bateriile. Și pot să fac acum lucrurile astea, am ieșit cu picioarele pe rouă, pe rouă, și să simți roua așa sub tălpi. Și... Dar sunt niște lucruri minunate pe care ajungi să le îndrăgești, să le iubești, să nu mai poți să trăiești fără ele. Pentru că odată ce creierul tău creează rețele neuronale, recunoaște o senzație, da? Intri în, ai o interacțiune, cu pui piciorul pe iarbă, deja odată senzația aia a rămas acolo. Și așa este cu, și cu germenii. Deci nu mi-au plăcut. Acum fac pe rând așa, deci am semințe. Și ce mai vreau să zic, în afară de compartimentul de zarzavaturi și legume, mă mai duc la semințe, unde au, da, avem un magazin acolo, o autoservire care foarte mult
Familia nu te mai aud. Sper să-și revină internet. Da, cu semințe și cu... Da. Te-am pierdut foarte puțin. La mine? La da, mine? Câteva secunde, da. Așa. Deci și acolo mă mai duc și îmi cumpăr semințe și tot studiez. Eu nu treceam pe acolo, eu nu știam despre dălea. Cum arată o zi din viața ta? Spune-ne ce mănânci. Cum era deci, înainte? Înainte bănuiesc că mâncai de toate. Da? Deci ne așezam la masă înainte și mâncam micul dejun. Eu cu soțul meu. Soțul meu are chestia asta că el ia medicamente, trebuie să pună masa. Da? Acum văd că nu mai pune masa nici el. Cel puțin eu nu-l mai văd. Așa. Deci luam micul dejun amândoi, beam cafeluța, prânzul cu două feluri de mâncare, soțului meu îi place să gătească, eu sunt, așa am fost foarte ocupată mereu, am avut și trei joburi la un moment dat, da? Acum nu mai predau, da? Asta n-am spus-o. Sunt și profesor cu 41 de ani de chime la catedră, m-am pensionat, am ieșit de la catedră acum 2 ani. Am rămas numai cu cabinetul și în fiecare zi sunt aici și seara sunt în programe și cursuri. Asta e programul meu. Și atunci soțul e liber, e pensionar și el și atunci gătește. Și el e un gurmand și îi plăcea foarte mult să gătească. Și făcea tot felul de bunătăți, da? În viziunea noastră erau bunătăți. Felul 1, felul 2, da? Dacă mai strecura și cu cât un desert, să mai întâmpla și asta, să fie treabă, să aibă grijă de cameluța, să poată munci. Deci, da, așa am fost. Mai luam o gustare, mai făceam o cafea, cină, iarăși, așa. Deci cam asta era. A fost pandemia, închiși în casă, vă imaginați, ca toată lumea ne-am îngrășat, am ieșit din casă mai frumoși, groși frumoși, dodoloți așa. Și ce să zic, a fost, deci eu nu mă mai puteam uita la mine în oglindă, eu nu mă mai priveam în oglindă. Deci vă spun cu sinceritate, în 2021, că de asta a fost atâta disperare pe mine, mă dureau picioarele, eram cu articulațiile praf, nu puteam să mai merg. Și eu mă îngrășasem și mă uitam la mine și zic, Doamne, ce îmi fac eu mie? Și eram atât de conștientă și atât de furioasă și de supărată pe mine și de... O serie întreagă de stări mă treceau și frustrări și neputință. Și îmi dădeam seama, eram atât de conștientă, Doamne, genunchii mei, sunt terminați genunchii mei, articulațiile, și eu pun pe ei suta de kilograme, frate. Cum să nu mă doare? Și e foarte tragic când ești și foarte conștient și te lupți cu neputința aia. Nu, dar nu, nici nu știam să știi. Nici n-aș fi știut da. Ce să fac. Mulți oameni sunt bolnavi din ignoranță, nu știu ce să fac. Da. Și aș mai fi fost dacă nu dădeam de timp. Și ți-am spus că în diete nu cred, nici n-am încercat diete. Atât cât am putut eu să mă mai abțin de la dulciuri, la un moment dat m-am mai abținut. Mi-am dat seama că făceam niște greșeli, țineam posturile, da, din punct de vedere religios, și mâncam un soare de aia pe pâine. Înțelegi? Mm-hmm. Dălea vegetale, da? Margarină. Grăsime de aia vegetală, da? Da. Și mâncam fructe dălea pline de zahăr confiate, știi? Confiate, da. Și mâncam, deci mi-aduc aminte ce greșeli făceam, da? Sosuri, simțeam nevoia să împing așa cu pâine. Da, mi-era foame și nu știam ce să mănânc, că era post și gândeam, păi ce frate, aia e de post, ce, dacă e de post, e bună, face bine, bag-o acolo. Și uite așa m-am trezit și grasă și curioasă și bolnavă și în toate felurile. Cred că ajunsesem la fundul, în fundul gropii Atena când te-am cunoscut pe tine. Cred că dacă n-aș fi fost acolo în starea asta, așa, nu cred că aș fi avut ria și determinarea, voința, motivația să fac lucrurile astea. Acum când mă urc pe cântar, de exemplu, dacă mai fac asta, mi se pare mie, de exemplu, că am mâncat prea mult într-o zi. Da? Așa m-ai întrebat că am pornit de acum arată. Deci am spus că arată înainte, da? Cum arată acum? Păi dimineața nu mănânc, da? Nu mănânc, nici nu simt nevoia să mănânc.
Deci de un an, de atunci, eu n-am mai mâncat dimineața. Da? Când mergem la all inclusiv, plecați pe nu știu unde, mărturisesc că merg cu soțul meu la masă dimineața la micul dejun și pun două felii de castravete, două frunze, mă rog, găsesc pe acolo câte ceva. La micul dejun e mai sărac în legume. Dar nici nu trebuie, că e micul dejun, da? Deci când plec așa, mai fac schimbări în... Deci nu mănânc dimineața, îmi fac apa cu oțetul din ciclu de mere, da? Asta este nelipsită. Când suntem plecați, ne luăm lămâi și facem limonada dimineața, da? Limonada. Mănânc pe la prânz. Acum depinde și cum pot, că eu sunt dependentă și de programul meu, printre picături, ca să zic așa, îmi fac o pauză de prânz ca să mănânc. Ce mănânc la prânz? Spuneam că îmi plac foarte mult salate. Pateuri. Mi-am făcut crackers. Mănânc o masă pe zi, în unele zile, gătesc înăbușit, da? Adică legume combinate, de toate felurile, legume, nici nu am niște rețete anume, da? Punem la tigaia aia gen grill, da? Fără grăsime, fără nimic, la așa, de exemplu, dovlecei, vinete, ciuperci, pleurotus, ardei gras, broccoli, câteodată facem la chestia aia. Ce mai mănânc? De-astea germeni în salate în general și dacă gătesc ceva, de exemplu, mie îmi plac să știi, ciorbe, fierturile astea din orice fel de buruieni, orice fel, de urzici, de ștevie, de lobodă, de astea, deci din astea fac. Și în aia pun o jumătate de borcan de germeni. Foarte mulți germeni. Îi pui în ciorbă germeni. Da, în ciorbă. Și n-am nicio problemă. Așa îmi place. Uite, am salivat. Deci pun germeni mulți în ciorbă, da? Mi-am descoperit asta. Pun piper cayen mult, pun turmeric. Deci dacă fac ceva gătit, cum am spus, fiertură, pun turmeric, piper cayen, boia, da? Nu mai pun, am scos roșiile, n-am mai pus, yeah, să știi, bulion sau astea, în fierturile astea, nu. Și seara, deci dacă la prânz, de exemplu, am mâncat o ciorbă de asta de ștevie cu astea mulți, cu nu știu ce, bem sucul verde cam pe la 4:30-5, avem pauza, e sucul verde. Și seara mănânc, să știi, pe la 6:30, așa, încerc să-mi fac timp să-mi fac o salată, da? O salată cu germeni și cu tot ce am prin frigider. Orice găsesc pe acolo, le toc mărunt și la fel îmi place să pun mult piper cayen cu ceapă roșie, îmi place, mănânc ceapă roșie la orice, pun avocado. Pateurile astea din germeni, când mi se pare așa de interesant, e cam poveste, ei din germeni din borcan și ei cresc mereu, parcă se face la loc, se umple borcanul la loc, deci e... am și acum jardiniera cu vlăstar de mazăre, dar sufăr când vin de undeva, am fost plecați. Da, am fost plecați în Spania și mi-am cultivat când am venit, dar a trebuit să aștept 10 zile, da, ca să se facă vlăstarii mei. Da? Între timp, sucurile verzi le-am făcut din ce am cumpărat. Apio și alte alea ce am cumpărat. Da? Da, după aceea mi-am pus la 4 zile, 3-4 zile, mi-am pus jardinieră după jardinieră. Și m-am oprit că acum o să plecăm în cușa de azi și am. Așa. Bun. Dar de fiecare dată când ești aici în România, nu există zi să nu bei suc verde? E adevărat? Nu, nu. Și am plecat cu storcătorul, deci am fost la tratament la mare, deci am fost la munte cu storcătorul.
după mine. Deci au râs copiii mei, mamă, zice, noi plimbăm copiii după noi și voi plimbați jardinierele. Deci s-au distrat, ne-am dus la munte, era zăpadă la predeal, voi v-am pus pe grup, da? Și eu eram cu jardinierele și cu tăvile după mine ca să le ud, că nu le-am lăsat acasă, că se uscau. Și le-am pus acolo, da, la geam, acolo era o frumusețe, afară totul alb, la mine verde. Da, da, nu. Și mi-e dor, cum să spun, aoleu, vin leșinată după salată, după sucul ăsta verde, îi punem lămâie. Ca să știi, când îmi cultiv iarbă de grâu, eu îmi pun în sucul ăsta verde. Nu-l vreau separat, încă nu, mi-e greu ce rău, mi se pare prea dulce, prea leșinător așa și îl amestecăm cu sucul verde. La sucul verde, dar nu trece zi fără sucul verde. Și soțul tău bea suc verde în fiecare. Împreună, acum vine și Fimio, i-au ieșit analizele foarte proaste, colesterol și toate cele, s-a pus și el cumva... Na, nu așa pe partea asta, dar altcumva mai dietetic și așa. Și vine și bea sucul verde cu noi la ora 5, da. Și bea și el și vede diferența. Vede diferența, tot așa avea palpitații, avea pulsul foarte mărit, avea niște simptome din astea nasoale, așa. Se îngrășase și el automat. Și e așa. Și fiemea a ținut cu noi o perioadă până când n-a mai vrut, că a zis că ea e alergică la mazăre, că i-a ieșit nu știu ce pe gât după ce a băut la noi sucul cu vlăstarii de mazăre și n-am putut să-i mai scot din cap treaba asta și a renunțat. Și ca urmare, acum i-a ieșit la picior în spate și mie nu mi-a mai spus, da, o inflamație, toată lumea știa, mie nu mi-a spus, aseară am sunat-o eu și am întrebat-o și a zis, nu ți-am spus, pentru că iar mă luai cu tălea, cu mâncarea, cu carnea, cu nu știu ce. Și zic, vezi vreo legătură? E, zice, poate o fi, dar nu e pregătită să accepte și să facă modificări, e foarte carnivoră ea. Ce mi s-a mai modificat și n-a spus, aveam aici o chestie, nu știu cum se numește, de grăsime. Da? Care iese ca un bob de mazăre era. Era măricel și foarte deranjant. În fața aici la sân. Și mă făcea așa pe... Da? Mi-a dispărut ăla, dar nu știu când și cum. M-am pomenit fără el. Pur și simplu. Nici urmă. Nici ca și cum n-ar fi fost niciodată. Genunchii în spate, se simțea inflamația, deci psoriazisul și o boală autoimună și bolile astea înseamnă inflamație în corp. Și asta o resimți, da? Deci mâinile eu nu puteam să le, ca să fie clar, da? Erau aici, așa le țineam. Deci cea mai, cum să spun, cea mai forțată mișcare de a-mi strânge degetele, la maniera asta era, da? Păi acum, frate, eu nu am nicio problemă, da? Degetele mele sunt, chiar dacă ele la radiografie, da, se văd deformările la radiografie, se văd. Dar nu mă interesează asta. Eu mă folosesc de ele, nu mă dor. Nu puteam, deci dacă spălam o farfurie, mă chinuiam să spăl o farfurie, deci eu vă spun că aveam după aceea niște dureri de mâini, parcă nu știu... cu mâinile să muncesc. A, acum zgârm în pământ, la flori, la nu știu ce. Acum nu mai am nicio problemă. La mâini nu mai am nicio problemă. Mai sunt deformările la picioare. De dar... câte ori, de câte ori calci strâmb într-un an de zile? Așa, dar cu aproximație. A, produse de origine animală. Nu, exclus. Lapte prânză în afară de... fructele alea de mâncare. Nici nu pot să mai văd brânza. Soțul meu are brânză în frigider, da, i-a spus să o acopere bine și așa, pentru că eu dacă îi simt mirosul, o arunc. Deci exact cum mi s-a făcut cu carnea, deci vreau să spun că și în magazinul, în Kaufland, raionul ăla cu servire, așa, unde se găsește carne macră. Da. Deci dacă mă duc, mă apropii de zona aia acolo, eu nu pot să, mi se face așa, mi se face. Simt un miros de mortăciune.
Da. Și mă gândesc, bă, frate, cum mâncam și îmi plăcea? Mortăciunea aia. Nu, așa sunt acum cu brânza. Nu-i mai suportă mirosul. Mi se pare că pute, că miroase urât, ori de ce ar fi, nu contează. Nu. Nu, și mi se pare și de ouă. Culmea, aveam eu un cap, ei, ouă de la țară, ouă de găină nestresată, de găină liberă, care ciugulește iarbă, care ce poate să fie rău și așa? E ceva rău, da? Nu vreau să judec sau să zic ceva, că poate mai sunt colegi, poate chiar eu. Am fost în Maramureș de Paști și am mâncat. Deci ne-a dat cursuleț cu produse de-astea la Sfințit să ducem, pe camere așa, la pensiune acolo, în care erau două ouă, ce ne-a mai dat, pască, nu știu ce. Le-am sfințit, am mâncat din ele, să știi. Am mâncat și ouă, am mâncat, dar după aceea n-am mai mâncat. Dar asta vreau să zic, mi se pare și ouul ăla așa sănătos cum îl vedeam eu, dar oricum mai sănătos decât altele, mi se pare că și ăla miroase acum. Nu neapărat că e vechi sau ceva, dar are un miros specific. Nu știu, el are un miros, da? E un miros diferit de ce mâncăm noi, germeni, buruieni și alte ele. E altceva. Și se pare că corpul meu s-a sensibilizat foarte tare. Nu-i mai plac. Și eu am zis că l-ascult. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem e să ne ascultăm corpul. Da. De câte ori pe an calci strâmb, dacă e să calci strâmb? Așa cu aproximați. Din ce în ce mai rar. Acum suntem în mai. Nu mai știu de când am mai mâncat prânză. Am mâncat la Paști atunci din Pască, nu mi-a plăcut. Deci am gustat și n-am mai mâncat, da? Și n-am mai mâncat. Nu știu, Atena, îi fi mâncat de 3-4 ori anul ăsta brânză, nu știu. Nu mi-am propus, nu le-am numărat. Dar cred că atâta, de 3-4 ori. Ouă, am mâncat mai mult, să știu. Uh-huh. Mai mult. Dar, cum am zis, din ce în ce mai rar. Adică, dacă anul trecut, deci în 2022, vreau să spun, cu carnea am lămurit cum a fost cu carnea. Și că rămăsesem pe ouă și pe brânză, da? Și mâncam mai des și nu simțeam încă respingerea și așa. Și o agream și erau anumite brânzeturi... căutam, gustam să-mi placă, să așa cumva să mai pot să mai mănânc. Nu, acum am văzut că nu mai îmi place niciun fel de brânză, nici nu mai am nevoie să caut, că nu mai mi-e poftă și nu mai simt nevoia și nu-i mai văd. Dar să știi și sunt sincer acum, m-am pomenit când am venit din Spania, că mi-a venit mie așa de spaghete cu brânză. Doamne, mi-am făcut cruce. Dar mi-a venit, dar îi spun, da? Și am luat spaghete integrale și niște brânză de la un nene și nu mi-a plăcut deloc. Deci am avut poftă de asta și nu mi-a plăcut brânza, mirosul de brânză și așa. Nu mi-a plăcut și n-aș mai mânca. Dar îmi pare bine că am făcut atunci să văd cum e, da? Mi-a fost poftă, am vrut să văd cum e, mi-am dat voie și eu zic și e important să spunem asta, să ne dăm totuși voie, da? Dacă simți că ți-e ok și știi că eu ți-am mai spus, eu nu vreau să pun presiunea aia pe mine, pentru că mie mi-e frică că atunci dacă pun o presiune și mă forțez din minte, da, din minte și nu mi-ascult corpul și corpul meu vrea ceva și eu nu vreau, mă țin la mine și așa, mi-e frică că scap pe urmă și cine știe cum scap, dar nu mai revin. Și atunci... Am preferat eu un proces. Sunt și eu în procesul meu și mai am de lucru, dar sunt bine și mulțumită și recunoscătoare. Ce să zic, Atena? De la pământ până la cer și înapoi, cum zic copiii. Mulțumesc. Dacă vrei să mă mai întreb ceva. Mai vrei să Da, vreau să te întreb ultima întrebare. Cam cât la sută din stilul de viață Hipocrate să-l aplici? Cât dacă ar fi să fie un procent? Cât la sută îl aplici? Și ce s-ar întâmpla dacă ai aplicat 100%? Îți dai seama că
Modificările astea, transformările pe care eu le-am enumerat, le-am sesizat și eu îmi dau seama că ritmul ar fi mai accelerat și ar fi și mai probabil că aș fi mișcat și degetele de la piciorul drept, da? Probabil până acum, zic și eu. Probabil că n-ar mai fi trebuit să mă injectez chiar și aș cât de rar, da? Dar probabil că n-ar... Singurul medicament sau singura injecție pe care tu mai ai, mai e injecția care o faci odată de două atât, în rest nu mai bagi nimic în gură. Nu, nu mai iau niciun fel de medicamente și, ca să spun, mai sunt deficitară la mișcare. Aici vreau să te întreb și aici. Da. Cum te recunosc, mi-am luat un stepper acasă și prin pauze, așa, mai mă urc pe stepperul ăla. Mai fac gimnastică, avem noi un grup cu fetele din GMT, cu Steluța, avem un grup și ne întâlnim și mai facem gimnastică împreună. Nu sunt o fană, vă dați seama, probabil că e o scuză asta cu articulațiile, că n-am putut și așa, o fi, da. Dar comod am fost de că mă știu, recunosc, la sport. Nu îmi plăcea de nicio culoare sportul. Adică nu sunt o fană a mișcării. Îi recunosc meritele, că trebuie și așa, și mă străduiesc și eu să fac, oricum mai fac față de cum nu făceam deloc, dar stau mult, mult așa, la calculator, lucrez în cabinet, deci ore multe stau. Meseria mea este foarte sedentară. Și cred că și de asta mi-am ales-o până la urmă, toate converg așa. Da, deci e cât la sută din tot stilul Hipocrates, așa cum este el, așa... N-aș fi așa generoasă, să știi. La mișcare stau prost, la... Nu știu, încă nu mă văd, să știi, foarte... Mai am de lucru mult la mine, așa simt eu. N-aș vrea să dau un procent acolo umflat așa. Eu aș zice, dar eu cred că e între 70-80% așa. Nici sauna, să știi că nu mi-am luat sauna. Adică mai am chestii la care trebuie să lucrez, să știu. Da. Poate nu sunt nici aici ținând cont de chestiile astea, știi? Chiar dacă mănâncă stilul Hipocrates... Da, înseamnă mult mai mult decât ce bagi în gură. Da. Dar sunt în procesul meu. Și îmi dau voie să fac lucrurile așa și mai zic ceva, știi, e vorba aia la noi. Nu e o convingere, nu, că eu am demontat-o. Cal bătrân în buiestru, nu-l mai înveți, știi? Dar adevărul e că cu cât ești mai înșurubat și mai înrăit în niște obiceiuri nocive, în niște obiceiuri, da? Cu cât ești mai acolo înfipt în ele, cu atât e mai greu să le demontezi. Și eu sunt mândră de mine, îți mulțumesc, deși nu, n-aș fi putut. Deci eu nu-mi imaginam vreodată că o să fac lucrurile astea pe care le vedeam la tine și pentru care te credeam nebună. Că viziunea unora și eu sunt nebună acum. Eu am zis că ești nebună când am văzut că te-ai înscris în detox. Și nu se poate asta. Am zis să-i dau bani înapoi, am zis nu. Camelia în detox, nu. Ți-ai zis, hai că încearcă și asta marea cu degetul, dar renunță, nu se ține asta. Da. Și nu numai că m-am ținut, dar trei am făcut. Da? Am fost, decât în vara aia, am fost plecată, n-am mai fost în vara aia. Ai mai făcut în 2022 în vară. După aia în noiembrie am fost, după aia în ianuarie, când am mai făcut? Nu știu, am mai făcut unul. Nu numai că m-am ținut de ele, da? Dar pur și simplu ți-am spus, mi-e dor, vin leșinată după salatele mele și din detox tot de salată mi-era dor și poftă rău. Da? Și germenii ți-am spus, mi-am găsit metodele cum să-i în salată și în fierturile astea de buruieni și îmi plac maxim, piperul caien nu-mi lipsește, este așa, lichidul aminos și
ți-am spus că l-am terminat pe ăla de la Veam, așa, de la tine și acum o să-mi fac comandă, că nu mi-am făcut comandă, că venea când eram noi plecați în Turcia și fac acum ca să ajungă după ce ne întoarcem. Deci, ce să zic, sunt minunate. Tu ești minunată și toate schimbările pe care le-ai făcut și prețul pe care l-ai plătit e mare, știu. Ai un mesaj în încheiere pentru cei care poate și-au pierdut speranța, poate au încercat tot ce au putut ei și-au pierdut speranța. Da, am un mesaj. Cât de sceptici am fi, că am fost și eu, da? Și cred că mai ca mine un taur de ăla, că sunt taur, un taur atât de încornorat și de încăpățânat, da? Nici eu n-am crezut și am avut atâta îndoială în mine și atâta, cât ne-am îndoit și cât ar părea de absurd și cât ar părea, pentru că într-adevăr îți trebuie un pic de răbdare și poți să fii tentat să renunți. Bă, frate, nu se întâmplă nimic. Și când germinezi, pui o sămânță în pământ. 6 săptămâni nu se întâmplă nimic, nu se vede nimic, da? Îți vine să bagi gheara după ea să o scoți, da? Că n-ai răbdare să vezi ce e acolo. Și dacă ai răbdare, te minunești ce este de acolo și ce roadă poți să culegi de acolo. Dacă ai pus sămânță de soi. Așa este și cu asta, este sămânță de soi, stilul ăsta de viață. Dă-ți voie să crezi, să crezi, da? Și să ai răbdare cu tine. Și nu pune biciul pe tine, nu sfătuiesc pe nimeni asta să se chinuie, să se înfometeze, să se... Trebuie să găsim alternative și avem alternative. Deci sunt alternative, nu trebuie să te înfometezi, că de asta ne e nouă frică, că nu ducem foamea aia când te roade burta și așa îți vine să mănânci și pietre, da, minte, dai iama în frigider și rupi ce găsești pe acolo. Nu, este, cum să spun, reeducare, da. Ne reeducăm corpul, ne reeducăm celulele, ne reeducăm creierul, ne reeducăm pe noi. Și când am zis renaștere, când m-ai întrebat cum îmi vine, ce cuvânt, ce aș alege, exact asta este. Ca pasărea Phoenix. Eu pot să spun și uite, mi s-a ridicat părul pe mine acum când am zis asta, că eu am renăscut din propria cenușă. Ca pasărea Phoenix. Am fost terminată, viața mea a fost un coșmar de boală, prin spitale și așa, cu copiii târâși, de botezul fiului meu, eu eram în spital, da? Deci copiii mei erau risipiți la familie, la familia soțului, la familia mea, așa am fost. Și noi amărâți, despărțiți, eu prin spitale, mi-aduc aminte, soțul meu și-a rupt piciorul venind la mine și așa a venit cu gipsul în picior la mine la spital. Deci am fost amărâți la tinerețe, eu suferindă, bolnavă, el să aibă grijă de copii și așa. Și ce să zic, faptul că pot să merg, că pot să-mi desfășor activitățile, să fac atâtea lucruri și să fiu nu numai funcțională, dar mai vie ca oricând, îndrăznesc să zic, mai vie ca oricând. Și din punct de vedere emoțional, sufletesc, pentru că reînvii cu totul. Și învierea asta sau reînvierea sau renașterea vine dinăuntru, se regenerează corpul. Am avut perioade când cum să spun, știi că te-am întrebat și pe tine, mi se jupuia pielea, frate, adică ca și cum aș fi expus la soare ca la șarpe. Da. Și m-aș fi ars, da, la piele și... Deci se regenera corpul, părul, unghiile, pielea. Ce să spun, am avut și acum de Paște am avut o chestie de asta cu pielea la fel. Da? S-a curățat pielea, acum e arăta foarte urât, da? Până când a căzut, ca să zic așa, un strat de piele. Și toamna am avut. Deci... Uite, acum îmi dau seama când răspund ție. Cred că după fiecare detox am avut chestia asta. Da? În care, pur și simplu, ca șarpele, mi-am lăpădat piele.
se regenerează corpul și îmi dau seama că așa cum se regenerează părul, unghiile, pielea, se regenerează fiecare organ în interior. Fiecare organ. Că ai cancer în formare și tu nu știi, Doamne ferește, orice ai avea în corpul tău, ai încredere, vizualizează și acum pe partea asta, dar îi îndemn să se vizualizeze sănătoși, fericiți, liberi. Poate sunt oameni care iau tratamente, să se vizualizeze liber, fără cum o fac eu. Da? Am lăsat toxinele alea, chimicalele și așa, și v-am spus, m-am injectat de frică când am văzut că mi-a ieșit pe mine. Acum sunt bine. Da? Și sper să nu mai am nevoie. Da? Deci asta îi îndemn să aibă încredere în proces, să aibă încredere în corpul lor, să se seteze mental, să se înarmeze cu răbdare, cu voința, să-și găsească de ceul. Pentru fiecare dintre noi, că sunt copii, da? Și pentru noi femeile, asta este cea mai tare motivație, copii. Care este de ceul tău? Pentru ce ești tu dispus să mergi până în pânzele albe? Da? Cât de silă ți-ar fi, cât de nu știu cum să-ți găsești, da? Cum am căutat și eu, mă, cum pot eu să mănânc germenii ăștia? Da? Și îi mănânc și îmi plac acum, da? Pun pe ei, cum am zis, piper, cayenne, pun condimente, pun lămâie, pun cu avocado, cu astea și îi mănânc, nu am nicio treabă. Ne găsim, dacă vrem. Și soluțiile, și metodele le găsim. Aici, de ceu, să avem de ceu și aici setarea mentală să ne înveți. Asta îi învăț. A fost o plăcere să te am în seara asta. Îți mulțumesc și eu. Eu am fost onorată că m-ai considerat un model. Eu încă nu mă văd așa la nivelul ăla. Eu văd acolo în grupul nostru niște colegi. Doamne, ce văd acolo! Așa, cu povestea lui și cu procesul lui și cu așa, dar deci ce faci tu că ajuți mult oamenii și eu mă rog că ți-am spus că mă rog pentru tine, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să poți să duci asta cât mai mult și să o extinzi și mă bucur că ai apărut tu în România așa și am dat și eu peste tine, trebuia să ajung în America ca să te întâlnesc. Doamne, Doamne, cum lucrează Dumnezeu. Da, mă dusei în America să-l iau pe John în brațe și dădui peste tine care mă călcai pe nervi. Deci cum lucrează Dumnezeu într-un mod miraculos când crezi? Și eu așa am crezut că Dumnezeu m-a dus către tine și acolo și toată povestea asta, pentru că eu mă rugam și mă apucasem să zic într-un timp, mă rugam, Doamne, ajută-mă să găsesc o modalitate să dau jos kilogramele astea pe care le urăsc, dar să fiu sănătoasă, nu prin diete, adică să-mi întărească starea de sănătate. Da, era un stil, la un stil de viață visam, dar nu știam eu să-i zic așa, știi? Da. Nu mi-am dat seama că asta îmi doream. Da? Ceva permanent, un stil de viață. Dar nu vedeam unde aș fi putut eu să învăț, cine să mă învețe și să... Da? Atunci când mă rugam eu așa. Și uite că Dumnezeu a lucrat și i-am dat peste timp. Mulțumesc cu recunoștință și ție și tuturor colegilor de pe grup care fiecare în felul lui, cu ce au pus acolo, cu povestea lor inspirațională, cu experiența lor, da? Ne-am susținut acolo și a fost minunată călătoria aia de 4+2. Da, de mentorat, Doamne, a făcut minuni pentru toți, zic eu, cei care au avut răbdare să stea în proces acolo. Mulțumesc, Caterina. Mulțumesc și eu, Camelia. Îmbrățișăm, dragilor. La revedere! La revedere!